Mobilizare serioasă astăzi pentru găsirea unei femei de 47 de ani în localitatea între râuri comuna Coaș. Polițiștii au fost sesizați în noaptea de 13 spre 14 octombrie, cu privire la faptul că din data de 12 octombrie femeia nu a mai putut fi contactată. Astăzi salvamontiștii s-au mobilizat pentru căutarea ei, însă sarcina lor nu este una ușoară, având în vedere relieful și perimetrul de căutare destul de vast. Femeia are aproximativ 1,65 m înălțime, corp atletic, păr șaten, scurt și ochi albaștri. Ca semn... Distinctiv se poate reține care urme dar pe membrele inferioare. Persoanele care dețin informații care să ajute la găsirea acesteia sunt rugați să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112. Până la finalizarea acestui material, informații noi despre femeie nu erau cunoscute.